Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, iată ne ajungi la cel mai lung capitol al Evangheliei după Marcu, un capitol de 72 de versete. Și acest capitol, 14, este fără îndoială un capitol plin de acțiune. Totuși, aici Isus nu mai este cel care acționează. Alții acționează asupra lui, atât prietenii cât și dușmanii. A venit timpul ca el să fie dat pe mâna potrivnicilor săi. Lucrarea sa de pe pământ este încheiată prin împlinirea profeției. El este ca un miel care este dus la măcelărie. Este ceea ce ne spune Isaia în capitolul 53. Domnul Isus se predă în mâinile oamenilor. Maria lunge cu mir, Iuda îl trădează, Petru se leapă de, de el și Sinedrul îl arestează. Dar în toate acestea, Domnul Isus este în voia Tatălui. Pe măsură ce ne apropiem de umbra crucii, inima plină de reverență înțelege că se află pe pământ sfânt, sunt adâncimi care nu au fost sondate, și înălțimi ce nu au putut fi măsurate. Ceea ce se întâmplă în acest moment implică chinul și agonia sufletului său. A venit timpul ca Domnul Isus să fie dat pe mâinile oamenilor. Vă amintiți că la nunta din Cana, Isus i-a spus mamei lui: Nu mi-a venit încă ceasul. În acest capitol, precum și în cel care urmează, se pare că există un acord ciudat între cer și iad. Sosise ceasul. Lumina și întunericul merg împreună în aceeași direcție, neprihănirea și păcatul merg la cruce, și Dumnezeu și Satan au decis că Isus va fi răstignit. Iată, însă, care sunt principalele puncte ale acestui capitol. Mai întâi, Marele Preot și cărturarii plănuiesc să-l omoare pe Isus. Apoi, Maria din Betania toarnă mir pe capul Domnului Isus, pregătindu-l astfel pentru îngropăciune. Iuda pune la cale trădarea lui Isus. Aceasta în timp ce Domnul Isus se pregătește pentru ultima cină de Paște și pentru prima cină a Domnului. Tot acum are loc și jurământul de loialitate a lui Petru. După aceea urmează rugăciunea Domnului Isus în grădina Ghețimani. Imediat după rugăciune are loc arestarea Domnului nostru. Domnul Isus este judecat apoi înaintea Sinedriului. În timpul judecății, cel care jurase credință veșnică Domnului nostru Adică, Petru spune că nu-l cunoaște pe Isus. Dar să trecem acum la relatarea tuturor acestor evenimente, așa cum o găsim în acest capitol 14 din Evanghelia după Marcu. După două zile era praznicul Paștelor și al azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-l omoare, căci ziceau: Nu în timpul praznicului ca nu cumva să se facă tulburare în norod. Paștele era sărbătorit în cea de-a 14-a zi din prima lună evreiască, adică luna Nisan, care corespunde lunii aprilie de la noi. În luna întâia în a 14-a zi a lunii, între cele două seri vor fi Paștele Domnului, a stabilit Dumnezeu în Carta Levitic, capitolul 23, versetul 5. Sărbătoarea zimilor era în cea de-a 15-a zi a aceleiași luni și ținea șapte zile și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. Șapte zile să mâncați azim, a spus Dumnezeu în același capitol 23 din Cartea Levitic. Cred că intenția preoților cei mai de seamă și a cărturarilor era să-l prindă pe Domnul Isus după sărbătorile acestea, după plecarea mulțimii de oameni din Ierusalim și apoi să-l condamne la moarte. Ei au decis să nu-l prindă în aceste zile cât dura Paștele și sărbătoarea azimilor, care se întindea pe o durată de șapte zile. După aceste șapte zile, oamenii ar fi început să plece spre casele lor. Și atunci era momentul cel mai bun pentru a-l prinde pe Domnul și a-l executa. Conducătorii religioși nu voiau să-l prindă pe Isus în timpul sărbătorii pentru că se temeau de mulțimea care ar putea provoca o răscoală. Oamenii simpli, vedeți, îl prețuiau pe Domnul Isus și îl ascultau cu bucurie. El îi hrănise și îi vindecase de atâtea ori. Pe când ședea Isus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. Acesta este un gest atât de frumos, dragii mei. Evanghelia după Ioan plasează acest incident la șase zile înainte de Paște, atunci au greșit oare Matei și Marcu prin plasarea incidentului chiar înainte de Paște? Nu. Trebuie însă să ținem seama de faptul că nici Matei, nici Marcu nu au încercat să prezinte evenimentele în ordine cronologică. Scopul lor, evident, este acela de a pune acest gest frumos alături de fapta reprobabilă a lui Iuda, adică decizia lui de a-l trăda pe Isus. Aceste două fapte înfățișează un contrast viu un conflict între lumină și întuneric și acesta este motivul pentru care sunt aduse la un loc în felul acesta. Matei și Marcu nu și-au propus o biografie cronologică a lui Isus Hristos. Atât prietenul cât și dușmanul se apropie acum de cruce, dar pe drumuri diferite. Maria din Betania vine pe drumul luminii și al dragostei. Iuda este mâna de motive rele și dușmănoase, Ioan este cel care ne spune că această femeie era Maria, sora Martei și a lui Lazar. Unora dintre ei le a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor apoi. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Tot Ioan ne spune că Iuda a fost cel care a dat tonul la acest comentariu negativ și astfel au fost și ceilalți determinați să-i cânte în strună. Sugestia pioasă, conform căreia banii ar fi putut fi folosiți în scopuri caritabile, ascunde adevăratul motiv al protestului său. Pentru că, vedeți, Iuda voia să-și însușească acest câștig pentru propriile lui scopuri egoiste. Este trist să constatăm că și astăzi se întâlnește acest comportament în unele lucrări creștine. Dacă ei ar fi dat banii lui Iuda, unde credeți că ar fi ajuns aceștia? Oricum, iată răspunsul Domnului Isus. Dar Isus le-a zis: Lăsați-o în pace, de ce îi face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săracii aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă ei ar fi fost sinceri, ar fi avut foarte multe prilejuri de a ajuta pe săraci, și ei s-ar fi putut folosi de toate aceste ocazii. Prezența celor săraci este o caracteristică acestor vremuri. Sărăcia nu va fi eliminată înainte de venirea lui Isus. Ideea unora că pot eradica sărăcia împărțind niște bani în dreapta și în stânga este o greșeală. Mai sunt multe alte lucruri greșite care trebuie îndreptate în această lume înainte de a ne gândi la rezolvarea problemei sărăciei. Dar să ne întoarcem la relatarea lui Marcu. Ea a făcut ce a putut, a spus Domnul Isus. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Ea a făcut ce a putut. Atât a cerut Dumnezeu de fapt de la fiecare dintre noi. Lucrul important de semnalat aici este discernământul spiritual al Mariei, discernământ care lipsea chiar și apostolilor în aceste momente. Ea a uns trupul Domnului pentru îngropare. Gândiți-vă puțin la acest lucru. Această femeie săracă și fragilă, aflându-se la hotarul evenimentelor cruciale din preajma răstignirii, a avut curajul să vină și să-i spună Domnului că înțelege ce se întâmplă. Niciunul dintre apostoli nu și-a dat seama de lucrul acesta, dar ea l-a înțeles. Mireasma parfumului vărsat de ea în ziua aceea a fost purtată de-a lungul secolelor de Duhul Sfânt până în zilele noastre. Această mireazmă umple și astăzi inimile cu dulceața ei. Atunci, în acele momente premergătoare patimilor lui Isus, lângă el se afla cineva care înțelegea ce se întâmplă. Este atât de ușor să citim acest fragment fără să i-prindem înțelesul. Oare, înspăr și noi vasul nostru de alabastru deasupra lui Isus, astfel încât prin viața noastră să se împrește o mireasmă frumoasă, care să fie o binecuvântare pentru alții? Poate că unii vor sparge vasul lor de alabastru pentru a ajuta pe săraci? Mă întreb însă dacă noi facem tot ce putem pentru Domnul. După ce am fost martori acestei scene frumoase, plină de dragoste și de lumină, citim despre planul lui Iuda de a-L trăda pe Isus. Iuda Iscariotianul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Aceasta este o faptă a întunericului. Iuda ia parte la planul pentru uciderea Domnului nostru. Conform acestui plan, el trebuia să aștepte un moment prielnic pentru a-l vinde. Numai că Isus le-a dejucat planurile. În Evanghelia lui Ioan găsim scris că Domnul Isus i-a spus lui Iuda, ce ai să faci, fă repede. Probabil că Iuda a alergat de grabă la farisei și le-a spus, duceți-vă cum să-l prindeți, pentru că planul nostru a fost descoperit, mi-a spus să fac repede ce am de făcut. S-ar putea să plece din cetate. Farisei au chemat soldații și s-au dus să-l prindă pe Isus. Următorul lucru menționat în Evanghelia după Marcu este acela că Domnul Isus se pregătește pentru sărbătoarea Paștelui. Acum, vedeți, Paștele trebuia mâncat cu pâine nedospită, iar după aceea urmau șapte zile în care se mâncau azi. Acesta era conform poruncii pe care Dumnezeu o dăduse. Ucenicii erau foarte meticuloși, căutând să respecte în tocmai legea mozaică. Ei voiau să știe unde urmau să mănânce paștele. Aveau de gând să facă totul așa cum se cuvine. Dar ceea ce nu înțelegeau ei era că, în numai câteva ore, Domnul Isus avea să împlinească întreaga semnificația a Paștelui. El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în cetate Acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice, unde este o pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu cenicii mei? Cred că aici ne este descoperită din nou umanitatea lui Isus și faptul că aceia care îl iubeau pregăteau masa de paște pentru a sărbători împreună cu el. De asemenea, ne mai descoperă și omnisciența Domnului nostru. Se pare că stăpânul casei era un ucenic anonim al Domnului Isus. Nu avem motive să ne îndoim de existența unei oferte anterioare privitoare la această odaie pentru oaspeți. Sunt înclinat să cred că, la un moment dat, în timpul lucrării sale de trei ani, Domnul Isus l-a întâlnit pe acest om și acesta s-a oferit să-i pună la dispoziție această odaie. Poate că i-a spus: Când vei veni la Ierusalim de Paște, să știi că am această odaie pregătită pentru tine. Aceasta a fost o dovadă de slujire din partea acestui om. Aceasta este unul din lucrurile pe care le putem face și noi în slujba Domnului. Dar să continuăm. Și are să vă arată o daie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Observați că Domnul Isus a sărbătorit paștele într-o daie de împrumut, este evident că odaia a fost pregătită pentru Domnul. Așa cum am spus, acesta ar fi putut fi un aranjament anterior. Nu cred că gazda trebuie învinuită pentru faptul că nu a fost prezentă pentru a spăla picioarele ucenicilor. Vedeți, era ceva privat. Grupul de ucenici împreună cu Domnul Isus nu aveau nevoie de niciun amestec din afară. Domnul a spus: Unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? El voia să fie împreună cu acești 12 bărbați. Gazda nu avea de ce să-i deranjeze. Vă amintiți că un lucru similar s-a întâmplat atunci când Domnul Isus i-a trimis pe ucenici să-i aducă măgărușul pe care a intrat în Ierusalim? Ei l-au găsit așa cum spusese el. Cred că și pentru acest măgăruș fusese făcute pregătiri mai dinainte. Domnul Isus trebuie să-și fie aranjat aceste lucruri în timpul călătoriei sale dintr-un loc în altul. Pentru că, vedeți, Domnul avea totul pregătit, totul era aranjat, totul era premeditat. Iată că vine și momentul așteptat. Seara, Isus a venit cu cei 12. Domnul Isus vine seara la locul care l-aștepta. Paștele începe la Sfințitul Soarelui și Isus a venit în această casă sub acoperământul Întunericului. Nu voia să-i provoace pe dușmanii săi înainte de vreme, la timpul potrivit, el se va preda în mâinile lor și ei îl vor răstigni. Acest lucru nu va fi conform programului lor, ci la momentul ales de Dumnezeu. Aceasta a fost o ocazie deosebită pentru ucenici. Domnul Isus a mâncat Paștele împreună cu ei într-un cadru plăcut, neoficial. Mă gândesc acum că noi am făcut din cina Domnului un eveniment foarte ceremonios. Aici îl vedem pe Domnul Isus mâncând împreună cu ucenicii săi înainte de a fi răstignit. Următoarea ocazie de a mânca împreună cu ei va fi micul dejun de pe țărmul Galilei după învierea sa. Dar acum ucenicii aveau ocazia unui timp de părtășie unic. Personal, nu am nimic împotriva meselor organizate de diferite biserici pentru membrilor. Ele pot servi un scop foarte nobil, numai că aceste mese nu mai sunt ceea ce ar trebui să fie. Este minunat ca oamenii să aibă prilejul să se întâlnească astfel și să aibă părtășii în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Dacă El nu este în centrul atenției noastre și ne adunăm doar ca să ne distrăm, deși spunem că avem părtășie, am pierdut cu totul din vedere semnificația unui astfel de eveniment. O cină la Biserică ar trebui să fie o ocazie de a vă întâlni unii cu alții în jurul persoanei lui Hristos. Acesta a fost și scopul acestei mese de Paște. Pe când ședeau la masă și mâncau, Isus a zis, Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu mine, mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul, Nu cumva sunt eu? Este interesant faptul că toți se știau capabili de lucrul acesta. Dacă nu ați descoperit că sunteți niște vicioși, niște păcătoși în stare să-i întoarceți spatele lui Dumnezeu, nu știți prea multe despre voi înși vă, dragii mei prieteni. Înșelătoria este chiar în inima noastră, cel puțin așa spune Domnul Isus, și cred că avem suficiente motive să-l credem. Din păcate, mulți oameni care vin la biserică nu vor să recunoască faptul că sunt păcătoși pierduți, și mulți oameni mântuiți nu-și dau seama că sunt în stare să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi ar putea întreba, nu cumva sunt eu? Dar să mergem mai departe. Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinge mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda Iscarioteanul a fost cel care a luat hotărârea de a-l trăda pe Domnul Isus. Responsabilitatea lui Iuda a fost mare, pentru că el a avut prilejul de a fi cu Isus timp de trei ani de zile. Psalmistul a scris, chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcăiul împotriva mea. Este vorba despre Psalmul 49. El a arătat spre Iuda Iscarioteanul și cred că acesta a plecat imediat. Domnul Isus a instituit o nouă sărbătoare pe rămășițele celei vechi, cea a Paștelui. El a ridicat un nou monument, dar nu unul din metal sau marmură, ci unul din aceste două elemente atât de repede pieritoare, pâinea și vinul. Paștele aștepta cu nerăbdare venirea lui Sus ca miela lui Dumnezeu, care va face ispășire pentru păcatele lumii. Cina Domnului privește în urmă la moartea sa. Pâinea vorbește despre trupul lui care s-a frânt. Acum urmează un pasaj important. Pe când mâncau, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varse pentru mulți. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Aici avem câteva lucruri interesante și importante. Paharul de paște a trecut pe la ucenici de mai multe ori în timpul acelei cine. În acel timp ucenicii cântau unul din salmi. Se pare că după al șaptelea rond al paharului a instituit Domnul Cina Domnului. Astăzi, cina Domnului privește în urmă spre lucrarea Domnului sus pe cruce de acum aproape 2000 de ani. Dar, de asemenea, Domnul Isus Hristos pune aici și un mesaj al speranței. El ne spune că de acum nu va mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl va bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Paștele aștepta cu nerăbdare venirea lui Mesia, dar Paștele va fi restaurat în împărăția lui Dumnezeu. Mai mult, adevăratul înțeles al Paștului va fi arătat în timpul împărăției milenare. Pavel spune: Căci, Hristos, Paștele nostru a fost gerfit. Dragii mei, aceasta este cheia creștinismului: Jerfa Domnului Isus pentru păcatele omenirii în vederea mântuirii. Nicio altă religie nu are așa ceva, și nici nu poate avea, pentru că Jerfa Domnului Isus este unică. Domnul le spune ucenicilor că lucrul acesta trebuie să rămână în amintirea oamenilor. Dragul meu, este această jerfă și în memoria ta? Ar trebui să fie, pentru că ea este unica, ea este singura care aduce mântuirea. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.